măsuri, de altfel inclusiv ale vestului însuși. Să luăm pe rând aceste două puncte și să încercăm să schițăm o soluție comună. 1. De ce este lipsită modernitatea de un umanism substanțial? Se pot găsi mai multe explicații. Modernitatea oferă prioritate și spațiu excesiv rațiunii, sistemului și progreselor sau răspunsurilor tehnice pragmatice. Apoi, în pofida aparențelor, modernitatea se dovedește incapabilă să facă față sporului exponențial copleșitor al datelor informative disponibile în toate domeniile. Și din ce în ce mai disponibile. Modernitatea, asta ar fi poate un alt motiv, recurge compensatoriu la clișee sociopolitice care împreună constituie cel mai mărunt numitor comun al consensului uman. Pentru că dacă privim formulările evocate de la tribuna ONU, cele ale presiei de mare circulație sau ale marilor organizații internaționale. Modernitatea înțelege ființa umană simplist și reductiv, sub semnul grupului și al categoriei, aproape totdeauna pe o bază binară, iar nu în termen de specificități și de heterogeneitate. Modernitatea este în așa măsură tributară principiului accelerației, încât e rareori capabilă să ducă la bun sfârșit diferitele inițiative pe care le îmbrățișează. Modernitatea este aproape integral închisă sau indiferentă față de potențialele, fața potențialelor, multiplicităților, alternativelor și libertăților care decurg din deschiderea spre transcendent. Acești factori și, desigur, alții încă, constituie tot atâtea obstacole în calea spre o maturizare deplină a unui umanism global, veritabil și original. Cât despre a doua parte a dilemei noastre, să spunem așa. Devine în prezent tot mai limpede că numai secțiuni și aspecte limitate ale culturii occidentale sunt adoptate și funcționează drept ghidaj și punct de referință, în așa măsură încât vaste zone ale moștenirii altor culturi non-occidentale se văd eliminate, minimizate, tratate cu dispreț și cu ostilitate. Culturile extra-occidentale sau inclusiv cele mărginașe Occidentului primesc o atenție superficială sau se văd tratate de adjuvante pitoresc exotice, de apendice prea puțin folositoare ale falnicei construcții a modernității iluministe. Identitățile și trăsăturile lor specifice sunt privite cu suspiciune dușmănoasă. În atare împrejură, mai evident că proiectul unui umanism intercultural autentic și substanțial nu se prea pune în mișcare. La urmă, oamenilor, e vorba de următoare. Absența actuală a unui umanism global se datorește unui proces de simplificare, ba chiar de pauperizare psihologică și spirituală a neamului omenesc. Se evită multiplicitatea reală a culturilor, iar complexitatea omenirii e contracarată cu suspicioasă teamă și ostilitate. Nu ni se pune la dispoziție vreun instrument util pentru înțelegerea și pentru interpretarea suferinței și a morții.